Bine ați revenit din pauză. Am auzit ecouri foarte frumoase în pauză și m-am bucurat să văd că au fost interesante prezentările de mai devreme. Întotdeauna, atunci când facem evenimente, și știți foarte bine cei care au mai fost la noi la BIS, vorbim clar aplicat, fără perdea și fără să avem oameni de carton alături pe scenă, pentru că ne dorim ca totul să fie cât mai transparent și să avansăm prin aceste evenimente, să avem câteva idei pe care să plecăm acasă, să învățăm ceva atunci când există posibilitatea și, bineînțeles, se dorește. Mi-a plăcut foarte mult, în schimb, prezentarea, speech-ul, să spunem, domnului Enache de la Măgurele. Sunt lucruri care se întâmplă frumoase în această țară și despre care, din nefericire, nu auzim. Sunt oameni care reușesc să ducă România departe și despre care niciodată în presă sau la televizor nu există loc, pentru că întotdeauna există cineva mai important care a divorțat sau cineva mai important care și-a pus silicoane și atrage toată atenția. Ne-am propus, acum mulți ani, să salutăm oamenii care știu să facă proiecte, care știu să facă valoare, să construiască valoare și care au cu ce să vină în fața dumneavoastră să vorbească și care au despre ce să vorbească, să se laude. Suntem însă în situația în care de ceva ani tehnologia a reușit să depășească cu mult legislație. Știți foarte bine, putem să facem lucruri, facem lucruri, vrem să facem lucruri, dar nu avem susținere de foarte multe ori. Și foarte greu reușim să ținem pasul, ca și legislație, ca și politică, să spunem, cu ceea ce se întâmplă în domeniul serviciilor, al produselor, cu tehnologia în acest moment. Avem acum o sesiune care sper că o să vă placă. Începe toată partea de sharing economy, care debutează cu această sesiune și continuă cu prezentarea de, cu sesiunea de după acest panel. Și avem alături de noi un om, un vizionar, un parlamentar, nu e român, care a vrut să schimbe legislația și care a făcut în Estonia, a inițiat o legislație despre tot ce se întâmplă în momentul ăsta pe shared economy și pe ride sharing. Și ne-am propus că atunci când vorbim despre acest subiect să vorbim aplicat cu oameni care știu ce trebuie făcut și care au deja în background această idee, ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, ce trebuie întreprins, cu cine trebuie vorbit, ce trebuie schimbat. Pentru că știți foarte bine, orice schimbare întâmpină rezistență. Orice schimbare nu vine ușor. Și am să vă rog să întâlnim un aplauze pe președintele Comisiei de Afaceri Europene din Estonia, Kail Palling. Kale, Koi, welcome. Hello. Do you hear me? So, ladies and gentlemen, I am delighted and honored to be here today. Although the focus of my speech today is how Estonia has decided to embrace the sharing economy, I will start by a small detour to both history and future to provide you with a little more context and better understanding about why Estonia is becoming the first country in the European Union to take on such a path. After Estonia regained its independence in 1991, less than a half of its population had a telephone line. Feeble infrastructure, a legacy of the Soviet era, meant that we began with a clean sheet. We decided that building up our country must become supported and developed by the adoption of modern ICT solutions. These reforms took Estonia from a country with a collapsed economy to one of the leading e-societies in the world. Since Estonia regained its independence, the country's GDP has risen some 7 times. Some theorize that a third of that
may be due to minimizing transaction costs and inefficiency in the society through ICT solutions and consciously building up the IT literacy and awareness in the society. Soon, after the most basic state structures were redefined and rebuilt, Estonian government took course on the new technology, a nationwide project called Tiger Leap to equip classrooms with computers, followed by 1998, all schools were online. In 2000, the government declared internet access to be a human right, and paperless government soon became the new norm. In Estonia, we would like to have soon this principle, where unless something very specific happens to you, you are able to live your life from birth to death without ever having to meet a government official. The only exception is when you collect your passport and electronic identity. To illustrate, let me bring a personal example. Even my grandmother used digital ID and signature, which is legally just as binding as traditional signature by a pen, to do her errands online. For example, the vote for her favorite politician, me, her dear grandson, or to declare her taxes. In fact, 95.4% of all personal income tax declarations are done online because it takes only 3 minutes. Example of my grandmother demonstrates how Estonians have enthusiastically adopted new technologies regardless of age or any other demographics. All in all, as I said, the internet with its endless opportunities is a human right in Estonia. We have based our transformation leap from former communist country on use of IT. And of course, we haven't stopped there. Everyone knows Moore's law, which states that overall processing power for computers will double every 2 years. And the only way to keep out outdated technology trap is to keep innovating, to keep embracing the new technologies that submerge around us. Estonia's next big thing is e-residency. After developing efficient and unique technological state infrastructure, we realized this is something that we can export. Estonia offers to every world citizen a government-issued digital identity and the opportunity to run a trusted company online, unleashing this world's entrepreneur potential. Estonia is the first country in history to offer e-residency, a transactional digital identity available for everyone in the world interested in administering a location-independent business online. E-residency additionally enables secure and convenient digital services that facilitate credibility and trust online. E-residents can digitally sign documents and contracts, verify the authenticity of signed documents, establish an Estonian company online, administer the company from anywhere in the world, conducting e-banking and remote money transfer, and of course declare Estonian taxes online. We launched e-residency on 1st September 2014. As of end of March 2016, 10,000 people from 128 countries have applied for e-ID. At the same time, e-residents have already established 400 new companies in Estonia, and there are a total 827 companies connected owned e-residents. In addition, there are close to 25 potential e-residents who have signed up to our newsletter. For example, according to 2014 data, we had 14,000 newborn babies in Estonia, so it's almost comparable with the increase of e-residents we've had within the last year. It doesn't matter if you are stationed in San Francisco, Hong Kong, Singapore, or Cape Town. Estonia offers you a simple and hassle-free option to remotely open your European Union subsidiary. Living actively in the information society has become part of our national identity. This is also one way to broaden the perspective how we see our future concept of citizenships in a borderless world.
Our vision is to offer every world citizen a hassle-free way to run a trusted company online. Then eEstonia could be a community of 10 million e-residents by 2025, if not more. You too can become an e-Estonian. So, ladies and gentlemen, this is the context of Estonia, and now we are in the main topic. The story of why Estonia comes from and where Estonia comes from and where we are heading defines the essence why we choose not to be the hostile for indifferent towards the sharing economy. Why we have chosen instead to embrace the sharing economy. In 2013, by the estimates of PricewaterhouseCoopers, the five main sharing economy sectors generate 50 billion in global revenues. These five sectors are peer-to-peer finance, online staffing, peer-to-peer accommodation, car sharing, and music and video streaming. However, by 2025, these same five sharing economy sectors could generate a potential revenue opportunity worth 335 billion, and we would like to be a part of it. By my opinion, any country which ignores a sector growing 22 times over the course of a dozen years is being simply ignorant. You cannot turn off the internet. The sharing economy is here to stay, and new economy needs new regulations, rules that work in today's world. The core driving factor of the sharing economy is that technology allows us to capitalize previously unutilized capital. Our own apartments for Airbnb, our own cars for Uber, etc. It's a massive engine to increase efficiency. It's a business revolution, but also has the potential to be environmental and economic one. Environmental aspects are relevant, especially if you think about the limited resources and growing world population. The European Union is now conducting studies aiming to see how is the best to capture the potential of sharing economy. We are all aware that we are faced with a new engine for growth, for additional consumer choice, for additional public revenue. The core consequences of the sharing economy are more and safer consumer choice, more sources of income, more opportunities for micro entrepreneurship, and from perspective of any government, more revenues for public authorities. Technology lets you get a car or an apartment in under 5 minutes, that it's better, safer, and more accountable and trackable than a taxi or hotel room you need. Why not adapt regulations that allow someone to put their car or their apartment on such platform in one day, as opposed to 3 months or in some countries, not at all? We must have this discussion in Europe because unlikely the US, where anything not explicitly forbidden is explicitly allowed. In the EU, anything not explicitly allowed is implicitly forbidden. So, isn't why we decided to regulate ride-sharing as a self-standing activity in Estonia. Ride-sharing is not a public transportation. Ride-sharing services is not a taxi service. We see it as a solution for mobility challenges. However, existing regulatory frameworks don't ban Uber or Airbnb, but they make it as hard to run sharing economy services as it is to run Skype on MS-DOS. It's just suboptimal. The goal of regulation is to continue guaranteeing public safety, consumer choice, while becoming as frictionless as technology-driven services can be. Estonia has introduced a draft legislation that would regulate ride-sharing platforms such as Uber or an Estonian company, which is even more popular than Uber, Taxify for the first time in Europe. The Estonian ride-sharing bill defines ride-sharing services as pre-arranged services. It states that ride-sharing is not public transportation, nor is taxi.
provider needs to utilize an electronic system, and the quality of the services is guaranteed by instant customer feedback. So far we try to get a good quality by regulations and writing different regulations in the law, but we didn't have the customer feedback, and now if we have the customer feedback, customers are much more satisfied. And for example, this Taxify app, which I already mentioned, they connect with the same business model as Uber. They connect taxis to the platform, and we have 4,000 taxi drivers licensed by law, according to law, in Tallinn, and 1,000 of them are blocked from Taxify system because customers were not satisfied with the service. And this feedback option, which you are familiar by using Uber, and this is the same by using Taxify in Estonia, it actually gives the opportunity to give direct feedback, which you cannot do with any regulation, and you cannot afford this kind of quality. So this is how we see the future. We want to avoid outdated regulations to hold Europe back. If well regulated, we stand much to gain from the growth of these platforms. Some people think this is a matter of new services like Uber disrupting traditional services like taxis. But it's not about ride sharing versus taxi. It's about ride sharing versus private cars. Today, 4/5 of all our journeys taken in Estonia happen in car. Our car ownership rate is growing quickly, and the average Estonian family now spends 12% of their income every month just on transportation. Public transit is important, and we should be exploring programs to develop a more efficient public transport scheme, but ride-sharing services can help too. The technology behind these apps can match two people going to the same direction, who can share a ride and the cost. The ultimate vision is more people using fewer cars and fewer people needing to buy a car to begin with. This is good for the environment and can reduce the congestion and can lower the cost of living. For example, again, I yesterday had an opportunity to run 10 kilometers in your beautiful parks, which are located just nearby. And when I ran near this main boulevard, my driver said that this is the main boulevard of Bucharest, I saw huge traffic jams, and he even called Bucharest is an unofficial capital of traffic jams in Europe. So, and when I saw that in every car there is one person, this is a total inefficiency, and that's why actually I guess that ride sharing could help. So, platforms like Uber, Taxify, and Wisemile, which are Estonians, can also benefit the government's balance sheets by bringing economic activity that was previously done off the books into the digital world where everything can be tracked. Estonia is already a leader on simple electronic tax billings. Taking care of tax affairs diligently, yet with a minimal effort, is increasing trust. Estonian Tax and Custom Boards announced a partnership with Uber to collaborate on a new e-tax system that would simplify the process of declaring taxes for people using these new platforms for work. In fact, in February, Estonia became the first country in the world where Uber drivers opted into a voluntarily share their tax-related information and declare their taxes electronically. So there is also one additional benefit for the state. In our experience, people pay taxes when it's fair and simple. The pilot with Uber was successful and is successful. Respectable amounts of their partner drivers declare their taxes automatically on a voluntary basis. And as the head of our tax office insists, the specific number is not even important. The bottom line is, this approach really works. And besides, there is practically nothing to lose. Cash-paid taxi sector is not known as tax compliant. The experience, and even in Estonia, we don't see any taxes coming from taxi sector.
The experience gained of its cooperation with Uber is to be expanded to other sharing economy and e-commerce platforms. And even go one step further. Last week, head of Estonian tax office offered in a meeting with Uber's vice president that Estonia could provide electronic tax platform for Uber drivers globally. So we would collect the taxes for each driver globally according to your tax level, and we will just pay these taxes out for your tax authority. Think about it here in Romania. All in all, the business model is of sharing economy do not just mean better competition and better service levels, but we see it also as a part of a potential solution to Estonia's sparse population issue and encourage a lot more people to become entrepreneurs. Our goal is to create rules that work in today's world. The legislation would ensure digital platforms are given clear rules on how they can operate in Estonia. Reduce people's need to own their private car, for example, I already saw it. Create smarter ways to organize our cities. Generate new economic opportunities for thousands of Estonians and ensure Estonia continues to lead Europe in digital implementation. Technology allows us to make use of existing resources in a smart and flexible ways. Regulations should be just as smart and flexible. As my good friend Taavi Rõivas, the Prime Minister of Estonia, said recently, Europe must embrace the digital revolution, and Estonia has a definite wish to be the forefront of it. So, wouldn't it be reasonable at a time when a large part of the world is finding protectionist reasons to prohibit the sharing economy if we, Estonia, would be the first country to welcome Uber, Taxify and Airbnb? I encourage Romania to be the progressive side of history alongside with Estonia. Let us change the Europe together. As Steve Jobs once said, let's go invent tomorrow instead of worrying about what just happened yesterday. So thank you, and I'm ready to have all your questions during the panel. Thank you very much. Thank you, Kale. Let me invite your colleagues. Am să invit ceilalți vorbitori din panel și am să vă rog să veniți pe scenă. Domnul Dorin Dumitrescu, președintele Intelligent Transport System România, bine ați venit! Haideți să încurajăm! Cum spune domnul Varojan, nu vreau să stau acolo pentru că simt că o să mă împuște cineva. Seamănă cu bumbela de setup de Pluton. A, da, așa a spus, da, am greșit, eu am spus. Domnul Varojan Pamukcian, președintele Comisiei pentru Tehnologie, Informație și Comunicații în Camera Deputaților, bine ați venit. Domnul Florin Bonciu, sunteți acolo, poftiți. Cercetător Institutul Economic Mondial și vicepreședinte cercetare Universitatea Română-Americană. Și Kale, please come again. Aceștia sunt invitații noștri de astăzi, din această sesiune, și ne dorim să avem cât un scurt intro de la fiecare, în câteva minute, în care să ne spuneți ce faceți exact în acest demers despre care vorbim astăzi. Cum vi se pare că se întâmplă lucrurile în România comparativ cu ce se întâmplă cu tehnologia astăzi? Și am să luăm pentru fiecare invitat întrebări din sală. Puteți să-l puneți în engleză direct sau în română. Toți invitații străini au căști. Vă rog, bine ați venit. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă sharing economy în România în 2016? Și dacă vreți să vă primați în sală, domnul Varojan, vă invit. Aș fi ajuns la sharing economy vorbind ușor despre altceva înainte, sharing economy pur și simplu nu este o mare scopală, trebuie privit într-un context mult mai larg.
Înainte de a spune lucrul ăsta, însă, omul mi-a dat o idee foarte bună. Este o metodă foarte bună de a lua taxele de la alții și a le aduce la tine. Și o să mă gândesc foarte serios la chestia asta. Când a început criza în 2008, chiar spuneam că Europa o să aibă două tipuri de state, cadavru și vierme, știi, mai bine să fii viermele decât cadavru. Și cred că o să facem lucrul ăsta. Asta e o idee foarte, foarte bună și îi mulțumesc pentru ea. Un foarte mare istoric, foarte puțin cunoscut din păcate, israelian, se numește Yuval Harari, a scris o carte foarte bună, o puteți găsi, se numește Sapiens, care are o concluzie foarte corectă, după părerea mea. Omul spune așa, că dacă prima revoluție industrială a venit cu clasa muncitoare, a treia vine cu clasa oamenilor inutili, care, nu-i de râs, e o chestie foarte profundă și serioasă, care, în statele care nu vor ști să gestioneze din timp lucrul ăsta, vor deveni un vector social major. Pentru noi e foarte important să înțelegem un lucru simplu, care nu ține de vorbitul ăsta nice corporatist. Tehnologia distruge mai multe locuri de muncă decât creează. Prima oară în istorie. Asta e realitatea. Și atunci trebuie să ne gândim cum facem ca la noi clasa oamenilor inutili să nu devină un vector social major. E o problemă serioasă, avem timp pentru asta, dar avem timp nu înseamnă că avem timp să așteptăm să se întâmple. Avem timp înseamnă că avem timp să ducem sistemul educațional în direcția corectă, pentru că atunci când cei care intră acum în școală și vor face ochii în lumea aia, se va întâmpla cam 15 ani lucrul ăsta, să nu îngroașe clasa oamenilor inutili. Aici există foarte multe lucruri care creează, arată deja foarte clar de acum că se va crea această clasă. Prima e fabricația aditivă. Nu ne lovește foarte tare pe noi, din fericire, lovește mai mult zona asiatică, pentru că zona euroatlantică a avut suficientă minte ca începând cu anii 90 să transfere fabricile în Asia. Dar faptul că nu ne lovește nu înseamnă că nu trebuie să profităm de valul ăsta. Și asta are implicații în sistemul de învățământ foarte mare. Pentru că presupune altceva. Presupune un alt fel de învățare. Presupune alte lucruri care trebuie învățate. Atunci când vorbim de fabricația aditivă, vorbim implicit și de diminuarea masivă a rolului corporației. Pentru că fabricația aditivă, într-un fel, democratizează accesul la fabricație. O instalație de tipărire 3D, industrială, tipărește ce îi dai, la fel ca o imprimantă obișnuită. Important este ce îi dai și ce îi dai ăla nu mai necesită o organizare de tip corporativ. Și o să vedeți aici cum încep să fac legătura cu sharing economy. Cu alte cuvinte, și deja faptul că General Electric Aviation a început fabricare de motoare pentru jeturi mici, motoare cu reacție, utilizând exclusiv tehnologii de fabricație aditivă de anul trecut, este deja un semn că nu mai e de glumă cu chestia asta, nu mai e doar în zona hobby, în zona de cum îi spune, de rapid prototyping și povești de genul ăsta. E chestie foarte serioasă. Bun, foarte repede ar trebui să spun că de la industria alimentară se printează cu ciocolată, se printează sandwich-uri, până la medicină se printează organe, prima vezică urinară transplantată a fost în 2001, profesorul Atala. Zona asta prinde foarte mult. Nu necesită foarte multă investiție, pentru că
prețul imprimantelor scade, iar ce ai de făcut tu este să fii creativ la atenție. Corporatismul a distrus cuvântul creativitate, l-a făcut limbă de lemn. Creativ înseamnă un lucru singur, înseamnă un lucru nou, adică nu l-a mai făcut altul, care are valoare, adică poate fi tranzacționat. Tot restul sunt texte. Să fim creativi, să copii, să gândim povești de astea de team building-uri. Da. Cu să fim creativi. Creativitatea asta înseamnă. Și aici e foarte interesant, pentru că cei care vor putea să creeze blueprint-uri vor fi foarte mulți. Dar ei nu vor monetiza de la sine. Va trebui să existe cineva prin intermediul cărora să monetizeze. Și începem să vedem că în sharing economy există două niveluri. Cel al individual sau de grup mic și cel al organizatorului. Amândoi câștigă. E foarte important însă, și aici este un loc foarte mare, pentru că în timp ce mulți stau acum cu ochii pe industria grea, cu pivotul de industria constructoare de mașini, ăia care știu se uită la ce trebuie, se uită la cum pot aglutina business-uri din astea mici sau de grup și cum le pot face vizibil. Asta este una dintre, pentru că acolo se va monetiza mai mult, evident, decât în ce face fiecare individual. Ăsta este un loc foarte mare de dezvoltare și pentru noi. Al doilea lucru care ține de ce urmează să se întâmple. Sunt foarte multe meserii care o să dispară. Foarte, foarte multe. Astea industriale, majoritatea lor. Ce urmează, iarăși, să se întâmple, este o direcție care se dezvoltă foarte rapid și care poartă numele de bioinformatică. E o chestie extrem de accesibilă. Un sintetizator de ADN costă $2000 pe eBay. Dacă ai și o carte bună și ai făcut sisteme digitale, analiză și design de sisteme digitale, cu biobricurile inventate de Tom Knight în 2003, pot să creez lucruri de genul ăsta. La ce folosesc? Folosesc la foarte multe. De la lucruri pe care le poți realiza experimental în bucătărie, dar le poți monetiza, cum sunt plantele fosforescente pe care le-au făcut trei tineri, au luat pe Kickstarter finanțare și acum vor să facă copaci fosforescenți pentru iluminat public, până la aplicații în medicină, mai ales că de 3 ani încoace chirurgia ADN este o realitate. Funcțional. Lucrurile astea necesită mai mult școală decât investiție în echipament. Echipamentele sunt foarte ieftine. Și atunci ce trebuie să facem noi este să redirecționăm școala. Asta e o discuție foarte lungă, nu o să o dezvolt aici. Al doilea lucru pe care îl putem face noi este să dăm drumul la servicii de genul ăsta de tip concentrator, de servicii pe care, sau de produse pe care le pun la dispoziție foarte mulți mici. Vă dau încă un exemplu, care nu o să fie Uber, care vine din agricultură. Sunt în momentul de față, mai ales ferme mici și mijlocii, mai ales în Statele Unite, mai ales cele care fac precision farming, care au început să creeze formule de genul ăsta, nu sunt asociative, sunt formule deschise, de tip comunități deschise, care împreună însă au o forță foarte mare și dau organizatorului unui asemenea business un venit foarte mare. Fiecare dintre cei care sunt în construcția asta fiind acolo. Vă mai dau un exemplu. Piața de meditații globală este astăzi de $103 miliarde pe an. Grosul ei este în Asia Pacific, dar
În Franța, de exemplu, piața de meditații este de 2,3 miliarde de euro pe an și este în majoritatea ei mâna unei companii care s-a listat la bursă. În Europa încă se practică foarte mult meditațiile în săli, unde sunt duși profesorii elevii și ăla îi pregătește pe elevi. La noi încă am rămas cu chestia cu umblatul în casă, în casă. Dar există acum un curent care se ridică foarte puternic de meditație online. În două variante. Varianta americană înseamnă mai mult cu un call center. Dai telefon, întreb cum se rezolvă nu știu ce problemă, îți răspunde unul. Nu contează, nu-i mereu același. Cum se rezolvă și ai terminat povestea. În Europa sau în zona Asiei Pacific, lucrurile arată mai tradițional, mai cum le știm noi, dar acolo consumul e mult mai mare decât în Statele Unite. Iarăși este un exemplu de sharing economy. Aș vrea să mă întreb, domnul Bamurcean. Nu voi face, nu vă voi răspunde dacă vom face sau nu o legislație. Eu încă am o dilemă. De ce naiba ne trebuie legi peste legi? Pentru că legea îngrădește. De ce nu putem să gândim și noi ca un popor care a dovedit de 200 de ani încoace că are succes cu felul în care gândește? Ce nu este interzis, e permis. De ce nu gândim în felul ăsta? Pentru că dacă o să facem o lege, o să ajungem din nou la toată nebunia aia. Știți cum făcuse Ptolemeu sistemul geocentric, care după ce nu mai mergea, nu mai dădea predicție bună, ei au zis, păi planetele se mișcă pe cercuri. Se mișcă pe cercuri care se mișcă pe cercuri care au centru în cer și au adăugat unul peste altul cercuri de-astea până a venit Copernic să mute centrul sistemului. Dacă ne apucăm să facem o lege, va trebui să o ajustăm, să o reajustăm și va deveni pe stilul pe care îl știm foarte bine în Europa, din ce în ce mai greoaie, din ce în ce mai subordonată intereselor unora sau altora care o să tragă de un colț sau altul a legii mai mult. Și nu știu dacă e bine. După părerea mea, e bine să avem foarte puține legi, foarte clare. Legea are un singur rol. Să crească încrederea. Acolo unde există riscul ca ea să nu existe și să dezvolte business-ul. Eu nu văd cum poate să dezvolte business-ul o restricție. Dar dacă vreți neapărat o lege de așa ceva, ok, facem. Nu e o problemă. Dar o să-mi dați dreptate peste mine. Deci, vă ajut, o și inițiez dacă vreți, dar trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem să ne pară rău că avem o lege. În comunicație am făcut tot ce am putut să nu reglementăm. Și avem în Europa cel mai bun internet. De ce? Pentru că am lăsat competiție liberă și de tehnologii. Europa tot timpul a avut protecționism față de tehnologiile non-europene. De-aia CDMA-ul a crezut în raport cu UMTS-ul. Mă rog, noi am lăsat toate tehnologiile libere. Competiția e bună și pentru competitori și pentru cumpărători. Dar dacă vreți să legiferăm, legiferăm. Că mie îmi convine, știți, îmi crește acolo portofoliul, la câte lege am mai bifat, că le-am făcut. Sincer să spun, nu știu dacă e nevoie de lege, mai degrabă ar trebui legile care există să eliminăm din ele tot noroiul care ține în loc sharing economy, decât să creăm o lege pentru sharing economy. Dar creăm. E ok. Alec, vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări... Aș vrea să-mi ținem întrebările scurte și să vă și prezentați ce să fie. Nu, dar o să avem o perioadă scurtă pentru această sesiune, să ne încadrăm. Bogdan Drădean, blogger. O întrebare scurtă legată de scandalul Panama Papers. Cum comentați dumneavoastră care scurge de informații și cum vedeți obiectul protecției noastră de date, mai ales cum ocupați zona asta? Vă dau un răspuns foarte simplu, foarte scurt. Nu mă interesează subiectele de tabloid. Altceva. Altceva, mergem mai departe. Mai sunt întrebări? Revenim la subiect. Domnul Dan Dumitrescu, vă rog. Sunt președintele organizației române pentru
implementarea sistemelor inteligente de transport. Deci este o asociație profesională și corporatistă, are ca membri principalele categorii implicate. Prima și cea mai importantă sunt administratorii de căi de transport în domeniul rutier, feroviar, naval, mai puțin aerian deocamdată. Apoi furnizorii de vehicule, echipamente de telematică, servicii IT de comunicații, principalele centre de cercetare, consultanță, universități și reprezentanți ai transportatorilor. Suntem membri ai fondatori ai rețelei europene, Asociațiilor IT Naționale, unde deținem și vicepreședinția. Ce ne propunem, de fapt, și de ce suntem aici, este sarcina noastră este să asigurăm pe cât posibil o corelare la nivel național și o armonizare la nivel european a implementării domeniului sisteme inteligente de transport, care în câteva cuvinte sunt de fapt aplicațiile ale tehnologiei comunicațiilor și informațiilor pentru conducerea sigură, eficientă și curată a procesului de transport. Deci aceasta este ordinea obiectivelor. Ele au apărut întâi pentru siguranța transporturilor, apoi pentru eficiență, iar mai nou pentru limitarea impactului asupra mediului. Privitor la partea de evoluție inovativă, să ajungem la share economy, v-aș prezenta câteva slide-uri ca o bază de discuție unde vrem să ajungem. Și uitați unde vrem să ajungem. La acest titlu. Deci să ajungem la serviciu de mobilitate. Ce evoluție a fost ca să ajungem aici? Deci evoluția a fost așa. Întâi am dezvoltat vehiculul independent, infrastructura independent, ca să putem asigura procesul de transport. Apoi am trecut la transportul ca un proces, deci ca un complex vehicul om-mașină. Am pus accent pe om, pe ergonomie, pe modul de interacțiune cu mașina, pe modul de percepere a interacțiunii cu infrastructura. Apoi am adăugat servicii, având la bază tehnologia ICT, care să-l asiste, să-l asiste în conducere, să-l informeze, să-i planifice, să plătească procesul de transport. Apoi am văzut că nici definirea procesului de transport nu mai este suficientă și este necesar să definim, în special în aglomerările urbane, noțiunea de mobilitate durabilă, adică eu să asigur mobilitatea persoanelor și bunurilor pe baza infrastructurii de transport, dar într-un mod în care să nu afectez calitatea mediului, calitatea serviciilor către cetățean. Deci acum, în orașele din România, cel puțin 10 orașe au un plan de mobilitate durabilă. Deja realizat și orice investiție urbană și în curând și regională sau în zona metropolitană se va face într-o viziune integrată, apropo de ce, pe baza acestui plan de mobilitate. Deci este deja o realitate. Aceste planuri de mobilitate au fost finalizate majoritatea la sfârșitul anului trecut și vor fi finalizate până în prima jumătate a acestui an, dar este un pas important de trecere. Iar mai departe, trebuie să axăm procesul de transport până acum pe nevoia, cerința individuală de transport, atât persoane cât și marfă, și nu pe procesul de transport. De aceea, apropo de sharing economy, acum termenul consacrat este Intelligent Mobility and Integrated Transport. Deci nu mai discutăm despre vehicul, nu mai discutăm despre infrastructură, vorbesc de o cerință de mobilitate pe care dorim să o transformăm într-un serviciu integrat. Și acest serviciu integrat s-a avut o dezvoltare
chiar pentru mine care lucrez în domeniu, după cum se vede părul, deci în domeniul sistemului internațional de transport de vreo 40 de ani, acest concept de mobility as a service a fost lansat acum 2 ani. Și ideea de lansare a lansat de către Comisie într-un moment de schimbare a trecerea de la un ciclu la altul, când nefiind pregătiți cu abordări legislative, au zis ce putem face la conferința europeană ITS. Să lansez o idee care părea la început numai o schimbare de terminologie. Dar, lansat acum 2 ani, deja într-un an de zile au început să apară operatori de mobilitate. Ce înseamnă un astfel de operator? Cum este cel prezentat aici, MAS Finland, este primul apărut cu un an în urmă. Deci eu am o cerință de mobilitate, să mă deplasez de la un loc în altul. Acum ce fac? Intru pe niște surse de informare și văd. Într-un segment iau transportul public, apoi iau trenul, apoi eventual până la gară mă deplasez cu mașina proprie, o las acolo sau la aeroport sau avionul. Deci transportul este fragmentat. Deci eu trebuie să mă informez și să iau o decizie din fiecare segment având foarte multe alternative. Acum, dacă apare un operator de mobilitate, mă adresez lui, îi spun cerința, el îmi oferă alternative și cu prețuri și mă transport exact, cerința de bază este transport din poartă în poartă, din locul de plecare până în locul de destinație. Și deja operatorul de mobilitate oferă deja în momentul de față trei alternative. Deplasare pentru persoane, deplasare cu mijloace de transport, el asigurând totul. Deplasarea înseamnă bine un taxi și mă duce la gară sau mă duce la aeroport, de acolo iau avionul, în continuare iau trenul sau vaporul și ajung la destinație. Având un singur tichet, plătesc o singură dată, de obicei online, deci sarcina operatorului de mobilitate este să-mi faciliteze deci să-mi planifice călătoria, să mă informeze în timpul călătoria dacă apar evenimente care disturbă deplasarea și să-mi asigure întreaga deplasare. A doua alternativă poate să integreze și mașina proprie. Deci pot să merg până la primul punct cu mașina proprie, presupun că la întoarcere poate nu vreau să mă întorc acasă, îmi vine altă idee și atunci să am posibilitatea să-mi folosesc și mașina proprie, iar a treia opțiune deja valabilă este să fac un abonament de mobilitate și îl plătesc lunar pentru tot ce înseamnă mobilitatea mea și a familiei. Deci un contract generic, cum am un contract cu o bancă pentru toate serviciile bancare, fie că transfer bani, fie că iau un credit, fie că iau orice alte servicii, banca să știe să mi le ofere, operatorul de mobilitate, îmi fac un abonament cu el și tot ce înseamnă deplasez mobilitatea de persoane și bunuri ale mele, îi le plasez lui ca ordin și el găsește soluțiile optime din punct de vedere calitate, preț și așa mai departe. Deci, practic, acesta este momentul în care s-a ajuns și nu este singurul. Deci a apărut în Finlanda, acum la CEPIT, celebru târg de tehnologia informației, în pachetul de informare există și un pachet de mobilitate. În spate există un operator de mobilitate care vizitatorul îl preia din momentul sosirii și oferă toate serviciile de mobilitate. Viena deja pregătește un astfel de serviciu. Și de ce noi n-am avea un astfel de obiectiv? Apreciez invitația colegului din Estonia să utilizăm modelul dumnealui, dar modelul este o etapă intermediară. Deci eu apreciez ce face Uber, inclusiv Uber România. Dar el acoperă în momentul de față un segment de ride sharing. Dar, dacă ne uităm puțin mai atent la Uber, deci el nu este considerat un operator de transport.
ci un operator de servicii IT suport pentru transport. Care platformă, după părerea noastră, se pretează foarte bine ca platformă pentru un operator de mobilitate. Deci, să vedem ce fac alții, dar noi trebuie să ne definim propria concepție de dezvoltare, propria viziune și putem sări niște etape. Deci asta este ideea. Deci, practic, să ofer mobilitatea ca un serviciu, deci asta este viziunea inițială și, vedeți, ea se bazează pe trei piloni. Asta este important, pe care trebuie să-i construim, pentru că dacă nu avem o bază solidă, orice edificiu se dărâmă. Deci, cei trei piloni sunt informare, deci asta înseamnă că procesul de mobilitate trebuie să aibă o informare foarte riguroasă a mijloacelor de transport disponibile, apoi este pe automatizare, asta înseamnă că procesul de transport trebuie să fie condus și foarte mult în mod automat pentru a fi credibil și predictibil, iar al treilea pilon se cheamă facilitation, deci practic trebuie să fie pus la dispoziția utilizatorului și nu cu o mentalitate până de curând foarte puternică în România. Un administrator de căi de transport, oricare fie aceea, de exemplu, cel mai în vogă astăzi, Compania Națională de Drumuri Naționale, spunea, eu sunt administratorul, eu fac ce am eu nevoie. Nu-ți place, nu intri pe rețeaua mea de drumuri, dacă serviciile mele nu-ți convin. Este o etapă de transformare în care un operator de transport, un operator este la dispoziția și în interesul utilizatorului. Deci el are un caracter de, are un mandat în interesul utilizatorilor. Și foarte curând, toate aceste contracte ale operatorilor de transport, indiferent dacă sunt publici sau privați, sunt pe baza unui contract de serviciu cu criteriu de calitate de deservire a utilizatorilor. Deci suntem în acest proces și credem că aceasta este calea și putem ne apropia de acest cel. Iar referitor la automation, nu este foarte departe momentul când în acest lanț de mobilitate vom avea și vehicule complet automate. Adică nu o să mai duc eu să-mi duc copilul sau nepotul la școală, ci o să apelez la un serviciu de mobilitate care un vehicul automat vine și îl ia și îl duce cu reducerea la cel puțin jumătate a evenimentelor și a efectelor negative. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dumitrescu! Noi vreau să vă rog să-l ascultăm și pe domnul Florin Bonciu și apoi să luăm întrebările, ca să avem toate opiniile spuse. Mulțumesc foarte mult. Prima întrebare ar fi, având în vedere că mai sunt 1.08, așa, dacă intru într-un timp negativ sau încerc să acopăr într-un minut ce am de spus. Acoperiți subiectul pentru care ați fost invitat. Mulțumesc foarte mult. Numele meu este Florin Bonciu, sunt cercetător la Institutul de Economie Mondială și profesor la Universitatea Română-Americană. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru că mă ocup de ceva vreme de sharing economy, deci am să vorbesc despre sharing economy. În ultima vreme, în Statele Unite, unde așa a apărut conceptul, se folosește mult mai mult gig economy, pentru că se dorește sublinierea caracterului ocazional, întâmplător, pasager al acestor activități. Deci problema care s-ar pune, în primul rând, este, dacă vreți, aceea punctului de pornire. Punctul de pornire este faptul că societatea de consum în țările dezvoltate, cu această precizare, a condus la situația în care oamenii, o parte din ei, sigur, dispun de diferite bunuri în exces sau pe care le folosesc într-un mod, să spunem așa, suboptim sau temporar. S-a calculat că aproximativ 7% din tot ce se produce pe lumea asta este neutilizat aproape deloc
Și deci, iată, această disponibilitate a unor bunuri, suprafețe, mijloace de transport și așa mai departe, care nu sunt utilizate tot timpul, a creat premiza, da, care nu este suficientă. Au apărut apoi aceste platforme online care permit o comunicare și o informare asupra disponibilității. Că degeaba am eu ceva excedentar și sunt dispus să-l partajez, dar nu am cum să anunț despre chestiunea asta. Și cel de-al treilea element foarte important al acestei economii partajate, colaborative, cum vreți să ziceți în limba română, este un sistem de review, dacă vreți, de notare, atât a furnizorului cât și a utilizatorului, care încearcă cumva să ofere credibilitate sau un mecanism permanent prin care să se evite, să spunem, situațiile nedorite de o parte sau de alta. Sigur că lucrurile au evoluat foarte rapid în câteva zone, două sunt foarte clare și știm mai mult de ele, deci aceasta a ride-sharing-ului, cât și aceea, să spunem, zonei de cazare prin Airbnb și altele similare. Dar ideea este următoarea, că practic această economie de tip sharing este o economie, dacă vreți, complementară celeilalte. Deci nu putem să ne așteptăm ca într-un interval scurt de timp ea să devină dominantă sau, știu eu, să însemne obiectul principal de activitate, pentru că în momentul în care cineva, de exemplu, își alocă 100% din timp transportului, în momentul ăla nu mai face parte din această economie. Ajunge în zona cealaltă clasică sau în momentul în care activitatea de bază este închirierea de locuințe, deja nu mai este în această zonă, care de aceea v-am spus că în America se folosește acum tot mai mult gig economy, pentru că gig înseamnă prin definiție activitate temporară. Mai departe, sigur, un subiect foarte important care a fost adus în discuție aici și în acest sens aș avea o întrebare și cu privire la experiența din Estonia. Reglementare sau nu? În momentul în care, eu știu, numărul participanților este mic, dar chiar și atunci, însă cu atât mai mult când numărul acesta devine extrem de important, de ordinul multor milioane, apar niște probleme, dacă vreți, de două feluri. Prima este o problemă de asigurare, de insurance. Cazul tipic, nu al celui care, prin sistemul de închiriere, a luat pentru un weekend o casă la țară și s-a dat într-un leagăn din acela agățat de ramurile unui copac și s-a rupt creanga și s-a accidentat. Cine răspunde? Sau folosești acest ride sharing și șoferul are diabet, Doamne ferește, sau cine știe ce pățește și intră într-un stâlp sau se întâmplă un accident de altă natură, cine răspunde? Deci problema este că utilizatorii înșiși ai acestor servicii, chiar dacă sunt încântați de serviciu, în același timp nu cred că sunt dispuși să renunțe la ideea unei protecții. Și atunci, iarăși, eu nu sunt cu totul de acord cu ce s-a spus, să nu suprareglementăm, să nu sufocăm, să nu, deci absolut de acord cu chestiunea asta, dar ideea este că în momentul în care un fenomen devine de masă, cum rezolv problema asta? E o întrebare deschisă, probabil că se va găsi și o soluție practică, sunt optimist în privința asta. Cea de-a doua problemă, și iarăși eu vă prezint în zona cercetării, dacă vreți, nu ca și un susținător al fiscalității, nu sunt, dar problema este că, din nou, în momentul în care o activitate devine extrem de importantă, nu se spune că anul trecut Airbnb avea mult mai mulți clienți pe noapte decât rețeaua Hilton, de exemplu, autoritățile de oriunde după lumea asta se vor gândi la niște impozite. Bun, am văzut o soluție foarte elegantă în Estonia, în care cei care participă își declară electronic, foarte bine, e o soluție, dar sigur că mai devreme sau mai târziu se va pune și această problemă a modului în care se fiscalizează. Repet, eu nefiind un susținător, dar trebuie să recunosc că nu va putea fi eludată această problemă. Deci, niște reglementări cumva sunt necesare. Ceea ce putem să spunem însă este că, înțelegând mai bine fenomenul,
încercând să înlăturăm printr-un bun parteneriat între zona de afaceri a platformei și zona de utilizatori sau furnizori de servicii în economia de tip sharing, să identificăm eventuale obstacole, să le îndepărtăm ca ea să se poată dezvolta oricât de mult este posibil și, sigur, să fim în același timp conștienți de limitele sale. România, de exemplu, are 50% din populație în mediul rural. În ce măsură se aplică acolo această chestiune, în afară de partajarea unor utilaje agricole, rămâne să ne gândim, probabil că vor fi și acolo soluții. În ce măsură se aplică sharing economy la cei 7 miliarde de pensionari, iar merită să ne gândim. De ce dau aceste elemente? Pentru că poziția mea, deci eu sunt extrem de entuziast, am spus că mă ocup de ceva vreme de acest domeniu, în același timp însă încerc să am o imagine cât mai exactă, tocmai pentru a găsi soluții eficiente, deci nu din alt motiv. Și m-aș opri aici, având în vedere timpul, vă mulțumesc. Domnul și vă Bonge, felicit. Vreau să vă întreb, credeți că folosirea acestor resurse subutilizate în momentul de față ar duce la o creștere economică în viitor? Posibilitățile de creștere economică sunt optimist moderate. Pentru că mi-a spus întrebarea, am să vă solicit un exercițiu. Deci, absolut de acord, dacă ne uităm pe stradă, majoritatea oamenilor sunt, eu sunt un bun exemplu, ei singuri în mașina lor, da? Deci folosim suboptim, poluăm, facem de toate. Bun. Haideți să ne imaginăm, de dragul exercițiului, că jumătate din oameni vor folosi împreună cu vecinii, cu prietenii sau printr-un sistem de acesta de ride-sharing mijloacele. Și, așa cum ne spunea invitatul nostru, el a renunțat la mașină. Mergem cu exercițiul mai departe și ne imaginăm că se reduc vânzările de automobile la jumătate. Ce se întâmplă oare cu locurile de muncă din zona aceea orizontală, de furnizori, de contribuția la PIB, taxe pe mediu și așa mai departe. Deci, în vreme ce se pot produce niște efecte, în sensul că oamenii se vor deplasa mai mult, oamenii vor consuma, apropo de închirierea unui spațiu, nu? Dacă eu sunt plecat de acasă și îmi închiriez peste weekend, cineva vine și consumă curent electric, gaze, nu știu ce, și să producem un consum care crește PIB-ul. Sau cineva închiriază o mașină de găurit și dă o gaură și își face și o lucrare cu ocazia asta și cumpără niște materiale. Deci o creștere se întâmplă, dar, cum să vă spun, ea s-ar vedea mai mult, ca să răspund la întrebare, în măsura în care ar fi foarte bine contabilizată și impozitată, nu-mi place. Așa, deci atunci s-ar vedea. Până atunci se va vedea mai degrabă în satisfacția utilizatorilor. Ceea ce tot e foarte bine. Vă rog, dacă aveți întrebări, să îndrăzniți. Știm că este un subiect care trebuie dezbătut, la care sunt păreri împărțite și aș vrea să vă rog, dacă aveți întrebări, să le auzim. So, we have a question here. Oh, you wanted to ask a question? No, I have just a few remarks. Okay. You have the mic. Thank you for these very interesting presentations. I'll just make a quick exercise with you, if you allow. I think that people are usually lacking two things. What do you think these are? That's the first one. Time. Time? Right? I think the same and the same. And the second? Money. Yes. Time and money. And us politicians have to, our only goal for our citizens is to provide time and money. So let's just keep these regulations simple. People, citizens, the clients of one country doesn't have to know how the governments work, how to declare my taxes, how to do something in the internet or something like that. So country, a state, like T-Mobile probably provides the best telecom services in Romania. Why can't the government provide the same kind of simplicity for the customers as the citizens are? So
I think that this is the change of mindset that we had probably 5 years ago. I mentioned that we started in 1995, and it's more than 20 years now. And for the last 5 years, we probably do things right when we change the mindset that our citizens are our clients, and we must make the services for them as simple as possible. We had the principle that we have once only law, and it means that if we have some e-service provided by the government, and we already have some information, and we add some other service in some other sector, we already take the same information from this other database which we have, and if we need some additional one, we will ask only the additional one. So all the government's databases are communicating with each other, so we have more than 200 different databases and more than 1,000 services that we have and we provide. So we are just keeping it simple. And the challenge what we all are facing is that Europe and most of the countries in the world are lacking of workforce. So in the future, these countries win who could provide the best services for their workers and citizens. Already today, there are 100 million people ready to pack their bags and move to a location where they have a better job offer. But there are some preconditions as well. It must be an open society. It must be a good environment as environment itself. And it must be simple. So nobody wants to learn and read books how this local municipality of Bucharest works. You just need to have services which to provide to the workforce. So this is different levels. That one thing is to provide services for your own citizens, which you have to take care of anyway. But you have to provide the same kind of, or not the same kind of, but the same services for the workers as well. For example, in the next 20 years, we are lacking 100,000 workers, but we are a society of 1.3 million people, so it's quite a much. And we would like to attract potential workers to come to Estonia to start a company in Estonia, to work in a startup, to educate their children over there, and so on and so on. So on. But and the other remark I have too, then, is that in previous presentations, you and we had the same, and we still have. It depends on which way you think and which way you see the world. Liberals, as I probably see it, a bit different than social democrats. But the mistakes that the governments usually do is that they would like to think what's best for their citizens, but usually people themselves want to decide what's best for them. So let's just provide them equal services, easy. Let's keep it simple to do business with your state, to pay your taxes, to get a tax rebate, to get your social benefits. Why you have to know how this mechanism behind that works. So I think that today, 2%, only 2% of our society has tried to be a self, by himself, an entrepreneur. But I guess that this kind of services, which we are talking about, sharing economy, just driving 10 hours per week, Uber or Taxify, just renting a few times a month his apartment, this is a baby step, becoming an entrepreneur, increasing your income, and this is all that what states have to do less to worry about their citizens to live good, to earn more money, which was the number one or number two thing that people are usually lacking, and of course time. So to declare taxes in Estonia, it used to be 7 minutes, now it's 3, and I have also an important or interesting fact. That we start declaration of taxes in the 1st of February,
So the 1st of February starts in the midnight. All right? Everybody understands? So within the first 5 minutes, 14,000 people were already declared their taxes. Within first hour, 65,000 were declared their taxes. So people are loving the simplicity that Estonia has. So thank you. Kalle. One more question, Kalle. Please tell me, how big is the gap between technology and the legislation in Europe right now? No, it's a long answer, but have anybody tried to put the toothpaste back to a tub when it's out? So I think that Europe is trying to do it in many things, and for example, and there are pragmatic reasons actually behind that. For example, Estonian is a vice president of European Commission. Andrus Ansip, who was a former prime minister of Estonia, is responsible of the digital single market approach. And what do you think? What are the two sectors and companies who are against digital single market? Very simple ones, very pragmatic reasons. Anybody could answer? Okay, I'll do it. It's Lufthansa and Deutsche Post. And the reason is that if you can sign digitally a document, and which is approved everywhere in Europe, you don't have to make a business flight. And if you can move documents digitally, sign them, you don't have to apostille them or whatsoever. You don't have to send it by post. So it's very simple, pragmatic reasons why they are against it. So let's just try to think a bit ahead and not block innovative services because we just have some monopoly or some company which, of course, is a big employer for many people. But let's just try to make the self entrepreneurship a bit easier, and we don't have to worry about our workers so much in the future. Do you think the Estonian model will be followed by other countries in Europe? Of course, because if I mentioned it in my speech as well, but in Europe we have different, let's say, these big headline policies. One of them is climate policy. And we have tried to achieve different things in climate policy. First, renewable energy. Okay, we have achieved it in many countries, but we all feel it every month when we pay our electricity bill, that how much we have to subsidize renewable energy. Then the next thing is transportation, and we are very good in fulfilling the climate policy criteria if we talk about renewable energy, and of course we have paid for it a lot, but we are one of the biggest fails in Europe fulfilling the criteria in transport sector. So the emissions are quite high, we have quite many cars per capita. And I think that ride sharing is could be one of the solutions for Estonia. We are talking about the politicians in EU are talking about whether to replace diesel with gas, and then we can decrease the emission for 25%. Okay, let's just decrease the number of cars in the big cities with 25%. I think it's possible if we use ride sharing as a solution, and then we don't have to replace any fuel or whatsoever and pay for it. So sharing economy is for free, really. Does anybody think that we have to somehow subsidize the sharing economy? Probably not. But all the other solutions, biofuels, decreasing the emission in diesel engines while Volkswagen is lying for us. So I think that this has been a huge fail. And we don't have to worry about if we would have ride sharing as a solution. Again, yesterday I was running. I think 95% of the cars there were only one people in the car. So why to stay in the traffic jam again, even alone?
when you could share it with somebody. So yeah, in Estonia, I sold my car, so I spent probably, I don't know, 800 euros per month for a car. It's our average salary is 1,000, around 1,000. Okay, it was a good car as well, but let's say an average drive with Uber or Taxify costs 5 euros. So it takes a lot to drive as much as I could reach 800 per month. So I walk more, and I drive with Uber or Taxify or Wisemile. So it's just saving for me, saving for society. So that we don't have to build wider roads and so on. And usually, 15% of all the cities is covered with parking slots. So if we could decrease this number as well and replace it with the parks or sidewalks or whatsoever, it could be a good result as well. So yeah, the answer is yes, and these are the reasons what I just meant. The answer is yes, and these are the reasons, because otherwise, Europe would try to put toothpaste back to a tub, and I've tried it. It's impossible. Okay, thank you. Vă rog, dacă aveți alte întrebări, aș vrea să intrăm la pauză. Mihai Neașu, mulțumesc. Întrebare și pentru domnul Bonciu și Dumitrescu. Care este răspunsul administrațiilor locale? Înțeleg că legiferarea va mai dura și poate nu suntem interesați de ea. Care este însă astăzi interesul administrațiilor locale în dezvoltarea comunităților locale pe baza acestor soluții de ride sharing, de transport inteligent și așa mai departe? Mulțumesc. Să vă rog să răspundeți scurt. Foarte scurt. Autoritățile locale, în mare parte, nu sunt pregătite să aibă o atitudine fermă. Depinde de ceea ce le oferim. Faptul că au acceptat... Cine să le ofere? Ofere furnizorii de tehnologie și presiunea cetățenilor. Deci faptul că ei au acceptat 10 orașe din România să treacă la planuri de mobilitate durabilă integrate, nu este dorința lor, ci este o presiune a cetățenilor și a furnizorilor de tehnologie. Deci ei sunt pregătiți și sarcina noastră este să le oferim soluții din care ei să aleagă. Nu să așteptăm ca să vină o cerință din partea lor. Da, foarte pe scurt, nu am studiat acest domeniu. Sharing economy nu are de-a face cu autoritățile, decât în măsura în care v-am spus, e vorba de siguranța consumatorului, caz în care trebuie să existe o răspundere undeva, și problema impozitării. Dincolo de aceste lucruri, practic, autoritățile nu au niciun fel de contribuție. Alte întrebări? Dacă nu sunt, vă invit la pauză. Vă mulțumesc foarte mult celor care ați fost alături de noi și ați răspuns la întrebări și celor care ați fost în sală. Urmează o sesiune plină cu sharing economy. Vorbim despre Loco, despre Pony, despre Uber, despre Wawa și despre cum se dezvoltă sharing economy în România. Pauză. Mulțumesc!